Hei, mai povestiți-mi și mie ce se întâmplă cu cei doi. Am văzut materialul de la Capricci. Mi-a plăcut foarte mult ce au discutat ei ieri, cum și-au vorbit și așa mai departe. Dar, după material, mie mi-a cam dat cu virgulă așa. Pentru că am înțeles ceva de genul de la Antonio și acum să mă corectați și noastră dacă greșesc. Că gen... Îi place convorbirile cu Irina pentru că Irina pare așa absorbită de inteligența lui, de cât de șmecher și mare și potent intelectual este. Și îl deranjează faptul că Maria nu este și pe aceeași lungime de undă. Sau ceva la modul ăsta. Deci eu asta am înțeles, că Irina îi încarcă ego-ul acela și îl face să se simtă super special și așa mai departe, pentru că îi ascultă toate teoriile și le dezbate împreună, iar Maria nu face asta pentru că ei nu îi plac subiectele de genul și atunci cumva în preajma Mariei se simte nu inferior. Cum se simte? Nu se simte gâdilit. Nu se simte ridicat la slăvi, ceva la modul ăsta. Știți că fiecare bărbat are nevoie să fie ridicat așa pe un pedestal și cumva Maria nu face treaba asta. Eu asta am înțeles. Acum să-mi spuneți și noastră ce ați înțeles dumneavoastră și dacă i-ați mai văzut după Capricci, pentru că eu i-am surprins foarte rar atunci când au venit cadourile, dar foarte, foarte puțin. În rest, nu i-a mai surprins.